Ciprian Tănase a greșit impardonabil în minutul 1 al confruntării cu Ceahlăul Piatra Neamț, lăsându-și echipa în inferioritate numerică. Nemțenii nu au stat pe gânduri, înscrind foarte repede. Mihai Stoichiță, antrenorul argeșenilor, nu își explică nici el ceea ce s-a întâmplat, mai ales că le-a atras atenția elevilor să aibă grijă. La ședința tehnică le-am zis, aveți grijă, nu cumva să faceți o prostie, să totul să jucăm. Pentru că așa cum ne pregătim, deci că nu știu ce am înțeles. Primul lucru pe care îl facem este să ne facem viața de nu înțeleg la ce e gesta lui Tase, din păcate eu l-apreciez foarte mult ca totalist, dar ce am făcut în seara asta nu e în regulă, după părerea mea, în sfârșit. Plus altele care nu mai vreau să le subliniez, greșeli de un factor de divizia aceea, așa în prima repriză. La pauză i-am ordonat, le-am spus ce să facă, pus în teren și probabil i-a dominat tactic din punct de vedere, toate punctele de vedere a doua repriză pe cei de la Piatra Neamț. Experimentatul tehnician crede că echipa are nevoie de mult mai multe lucruri pentru a se exprima la un nivel corespunzător. Stoichiță speră că stafful echipei va gestiona cu înțelepciune această situație delicată. Fotbalul nu este văzut numai din organizarea pe care ți-o dă staful tehnic. Fotbalul mai înseamnă și alte lucruri, revizări personale, și multe alte lucruri. Asta e istoria. Sper ca cei de aici de la Mioveni să înțeleagă că totuși nimic nu este pierdut pentru această echipă. Pare că trebuie schimbată puțin și politica clubului. Și în iarnă trebuie revizui pe aici, pe acolo. Dar nu ca o scrisoare pierdută, cu părțile esențiale, să nu se poate să se schimbe nimic. Asta e situația Mioveni la ora actuală. CS Mioveni rămâne în continuare pe ultimul loc în clasament cu 8 puncte acumulate și va juca în etapa următoare cu FC Brașov.